Liceul teoretic Mihai Eminescu din raionul Fălești, Republica Moldova, a găzduit ieri seară cea de-a patra ediție a Festivalului Colindelor Românești, Astăzi s-a născut Hristos. În cadrul evenimentului, organizat de Episcopia de Bălți, 10 grupuri de elevi de la mai multe instituții de învățământ au interpretat colinde tradiționale românești. Prin Festivalul Colindelor Românești, Astăzi s-a născut Hristos, inițiat de Episcopia de Bălți în 2018, urmărim să promovăm, pe de o parte, colindul nostru românesc, pe de altă parte să încurajăm tinerii să învețe colindul, să aibă curajul de a păstra obiceiul de a colinda și pentru a-l transmite generațiilor care urmează. Suntem astăzi la cea de-a patra ediție. Au participat 10 colective din 10 licee din nordul Republicii Moldova. Ne bucurăm că numărul participanților crește în fiecare an. Astăzi am trăit emoții de mare bucurie pentru că instituția noastră a fost gazdă unui eveniment deosebit, Festivalul Colindelor Românești, festivalul care are drept scop promovarea tradițiilor românești, îndeosebi a colindelor. Colindele sunt texte aparent simple, dar cu un conținut spiritual deosebit de valoros. Mulțumim mult Episcopiei de Bălți care au avut încrederea în noi și au organizat această activitate anume în instituția noastră. Copiii ne-au impresionat prin prezentarea lor, prin cântecele pe care le-au interpretat și vrem să mulțumim suplimentar Episcopiei pentru faptul că este alături de noi în organizarea și desfășurarea diverselor activități de ordin educativ și ne vine în ajutor în promovarea valorilor general umane și creștine. La final, participanții au primit diplome și daruri din partea Episcopiei de Bălți.